Sătenii din Nucșoara sunt disperați pentru că au rămas fără terenurile unde își duceau animalele la păscut. Peste noapte, oamenii s-au trezit cu grădinile brăzdate de sute de cratere, adânci chiar de câțiva metri. Reprezentanții primăriei au venit în zonă și au analizat situația, însă nimeni nu poate să facă nimic. După cum și dumneavoastră vedeți, oameni care de tren cauzată de precipitațiile din ultima perioadă, de joi, vineri, săptămâna trecută, pământul nu a mai rezistat datorită precipitațiilor și s-a format această alunecare de teren pe o zonă foarte întinsă. Cam cât de mare să fie pe zona afectată? Consider la vreo 20 de hectare. Am văzut că sunt cratere adânci de aproape un metru. Vor mai veni oamenii cu animalele la pășunat? Să vedem cum o să se stabilizeze locul. Poate nu o să mai fie precipitații. Pe o suprafață de 20 de hectare, terenul din satul Gruiu a devenit un adevărat pericol. Peste tot, pământul a luat-o la vale și s-au format cratere adânci. E pericol, tată! S-au unit de aici, din partea cealaltă, cu totul, Maidanul, în partea cealaltă. Deci, acolo erau alți vecini. Aici era un pârâu de curgia între ei. Și uitați-vă cum e. Nimeni nu poate să își explice cum de a fost posibil să se întâmple așa ceva, mai ales că până acum zona nu a mai fost afectată de alunecări de teren. Nu putem să știm noi. N-a fost până acum. Până în ploile astea puternice, acum a fost dezastru ăsta. Până acum nu ne-a afectat cu nimic. Ce a văzut cineva, lumea asta a văzut dezastru ăsta pe grădini. Dar acum? Noi suntem, adică suntem între care am venit aici să vedem ce s-a întâmplat, adică că ne-am întâlnit cu vecinul sau meu. Eu am plecat, domnișoară, de acasă, tată, și m-am întâlnit pe drum cu băiatul ăsta, ia haghică cu mine, haide mi arată și mie pe acolo și ce dezastru. Și a mers băiatul și uitați. Și să înțeleg că toată nenorocirea s-a petrecut într-o noapte. Da, domnule, da. N-a durat, sara. Bătrânul care i-a alertat pe săteni despre nenorocirea care s-a abătut asupra lor, spune că totul s-a petrecut în doar câteva minute. Vacile văd una pe la acolo, una pe dincolo, alerga în toate echipurile. Când văd o dungă neagră, aculea între mine și Viorel, ăsta cu mucenic. Bă, zic, ce Dumnezeu e asta? Am zis eu în momentul ăla. Zic, ce-o-h e asta? Când m-am dus acolo, n-am mai avut apă, nimic de vite. Să crăpase pământul. Păi era o negreală acolo. Dă-i, după aia m-am dus după vaci. Vacile s-a băgat pe acolo până tot fundul ăla. Sătenii din Nucșoara se tem acum că alunecările de teren ar putea să le afecteze și casele.